Odată cu răcirea vremii și speriați de previziunile meteorologilor care anunță ninsori și viscol, dar și de amenziile care îi pasc, șoferii au început să dea buzna la serviciurile auto pentru a-și schimba cauciucurile de vară cu cele de iarnă. De o săptămână și am observat pe intensificarea activității că schimburile de cauciucuri au început cu preponderență să ocupe o pondere importantă a activității noastre. Pur și simplu am gândit că e luna aia, e sfârșitul lunii octombrie, început de noiembrie și e timpul să schimbăm cauciucurile. Nu aștept să vină prima ninsoare pentru schimbarea cauciucurilor, pentru că atunci e nebunie și am zis să fiu prevăzător din timp. Conducătorii auto riscă să rămână fără certificatul de înmatriculare și să plătească amenzi între 1300 și 2900 de lei în cazul în care circulă pe drumurile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă fără anvelope de iarnă. În pragul sezonului rece, șoferii trebuie să fie atenți și la alte dotări ale autoturismelor. În momentul în care sunt 2-3 zile consecutive cu temperaturi de 0 grade, deja se face coadă cu clienții care au nevoie de acumulatori și trebuie să ne ocupăm de schimbarea lor. Ar trebui să aveți grijă la antigel, ar trebui să aveți grijă la lichidul de parbriz, ar trebui să aveți grijă la acumulator, să fie verificați. Deci înainte, dacă se poate chiar de a veni sezonul rece, să fie verificați pentru a nu avea surprize chiar în momentul în care vine sezonul rece. Iarna 2018-2019 vine mai devreme, iar meteorologii anunță primele ninsori chiar de săptămâna aceasta.